Activitatea de voluntariat va fi considerată experiență profesională sau în specialitate dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. Noua lege a voluntariatului a fost adoptată la începutul acestei săptămâni de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Potrivit proiectului prin care va fi abrogată legea voluntariatului adoptată în anul 2001, voluntarii vor putea primi din partea organizației gazdă un certificat de recunoaștere a competențelor dobândite prin activitățile de voluntariat. Sperăm ca acest nou cadru legislativ să motiveze oamenii să se implice mai mult în activități de voluntariat, pentru că voluntariatul ajută la dezvoltarea și la crearea unei societăți civile mai sănătoase, mai puternice și mai umane. Foarte mulți tineri aleg să desfășoare activități de voluntariat în interiorul Crucii Roșii Române, organizație care numără peste 15.000 de voluntari activi și alte mii ocazionali. Inspectorii de aici precizează însă că voluntarii nu vor obține certificatul prestând doar o dată de două ori activități în folosul comunității. Pentru a fi recunoscut ca atare, voluntariatul trebuie practicat o bună perioadă de timp. În sfârșit și România a făcut un pas important în acest domeniu, ținând cont de faptul că majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, în majoritatea țărilor, voluntariatul este considerat experiență în muncă. Nu mai vorbim de țările nordice, unde 80% din populație prestează ore de voluntariat în folosul comunității. Inițiatorii proiectului legislativ au subliniat și avantajele financiare ale unei astfel de legi. Statul ar putea economisi pentru anumite servicii prestate de voluntari între 3 și 5% din PIB, așa cum se întâmplă în state precum Suedia, Olanda și Austria. Camera decizională pentru acest proiect legislativ este Camera Deputaților.